Hei, salutare fraților, bună și bine la un nou episod de GTA 5 5M. Suntem pe serverul nostru numit One Tap România Roleplay. Haideți să mergem să-mi repar și puțin mașina și după aia dăm tare tata la rapoarte și vreau să rupem astăzi, vreau să rupem. Deci în episodul ăsta vreau să spargem în două rapoarte, ajutor. Ia, hai, mergem direct acolo, mergem direct acolo. Hai, pune sirena și dă-i tată bice. Băi, dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe acolo să cât mai mult like-uri la acest episod. Dacă vreți voi, bineînțeles, nu vă oblig. Dar eu zic că o să iasă un roleplay foarte, foarte șmecher. Ia uite pe la cu motorul, nu contează, hai să-i dăm blană, îi dăm blană. Să vedem care-i treaba, că am primit un apel de aici. Și nu știu care este treaba cu acest apel. Sper să fie ceva așa mai de hard roleplay. Hai că da. Ok, să mergem până la ala. Deci... Mamă, am nebunit lumea în oraș acum, am nebunit. Am vrut să fac și mai devreme, opa, mamă, ce lag am pe aici, scuzați lagul dacă mai am pe aici lag. Dar mi se generează, gen, mapa e generată, dar încă nu m-am plimbat azi pe aici și de-aia am lag. Deci am vrut asta să filmez, băieți, dar n-am avut ce. Tot în oraș era liniște, gen, nu era niciun fir de mafiot tot în oraș și n-am mai ce face. Dar acum văd că au rupt băieți, ia uite. Ce, asta e la bancă, asta e la bancă. Cu ok, băieți, deci avem un jaf. Și vezi acolo jaf de civil. Ai, cum înțeles dacă e. Vreau să rupem, bă, frate, vreau să rupem. Vreau să spargem în episodul ăsta. Dacă putem să facem episodul ăsta 20 de like-uri, sunteți forțini, băieți, sunteți forțini, forțini. Cu ochii la voi, am uitat să iau pe aici. Să vedem care e treaba. Bă, că ne bagă pe un drum de ăsta de țară și cam nasoală treaba, înseamnă că e vreo mafie pe aici. Aoleu, aoleu, mașina, stai pe două, stai pe două. Încerc să dau blană, că totuși am apel, poate cineva e în pericol. Și vreau să vorbim, gen, vorbim roleplay, frate, în episod. Deci... Să facem cel mai tare roleplay, vreau, băi, cel mai tare roleplay. Mă pun unde-mi bag eu Lexus-ul meu. Dacă știam am Ford-ul, că avem Ford-uri, băieți. Da, băieții, jaf! Băieții, jaf, băieții! Deci el pleacă da. Cu suburbanul acum singur? Ei sunt doi! Singur, asta, că eu mă descurc cu voi, nu e problema asta. El e mai așa, mai fricos și... Alo, bună ziua, vreau să vă prezint agent ia, colegu, Vortex rog, Arabu. Hai, de la Los Angeles. Pleacă, te rog, pleacă, te rog, colegu. Păi, dar unde vrei să plec? A venit la... Jav. Ok, băi, ce se întâmplă aici? Așa, domnii... Sias, polițist și polițist. Salut, colegii! Ajutor! Bun! Bun, domnii jandarmi și poliții și SIAS, mă auziți? Da. Nu, nu, nu. Vă pup, vă pup. Vă pup. Așa, bun. Ia ce vrea aia, să curios. O tatic, sus! Vorbește frumos cu el, sunteți pe el, adică cu ea. Iubirea mea, te rog frumos, ridică-te. E mai bine așa? Ei, vă mulțumesc frumos.
Domnul, vă place, vă place abracadabra? Ia, îmi faci un truc? Dar nu o să mă omor. Nu, te rog, să nu mă omor. Fă un truc dacă vrei, dar nu mă omor. Iubire, hai sus, te rog. Încercăm, încercăm. Domnul, colegul de la SIAS, ia bag de puțin pe căscuță. E travestită. Acum nu pot. Ai zis, bă, că-ți eu? Travestită. Bă, traficat. Bă, că-te cam o idee, ceva. Bă, dacă m-aș preda. Ba. Hai să facem, bă, o static, stai acolo. Dacă fugi, îți dau glonțică. Așa. Dacă m-aș preda. Câte luni de închisoare iau? Aoleu, aoleu, nici nu pot să scriu. Nu avem un calculator noi să calculăm, să calculăm momentan. Dar faci, dacă facem un târg, eu mă predau. Ce târg vrei să te facem? Oricum, cel puțin, minim, 25-30 de luni. O lăsăm la 20 de luni și scapă toată lumea cu mine. Domnul. Da. Domnul Sias, că... eu vreau să mă predau. O, stai, te rog, eu nu trage, că n-am făcut nimic. Mâine sus, mâine sus. Mâine sus. Da, mă vezi, spune că am făcut ceva, frate, vreau să discutăm, să cooperăm. Înțeleg, frate, nu? Dar, na, nu stăm jumătate de oră aici la bancă. A dat-o, au plecat cu banii și... Imea, țineți-mi pe el, că-i pun cătușele. Țineți mâine pe el, țineți cu armele pe el. Băi, vreau să-mi negociez lunile de închisoare, Cocoșelmic, eu vreau să negociez lunile de închisoare, dar hai, că am văzut că n-am făcut. Cocoșelmic, nu cu aia. Hai, mă predau, hai la secție, că m-am enervat acum, nu mai chiar. Ia rămâne pe doamna care a fost să te rămâi puțin, pe loc, rămâi pe loc. O să spun că să te controlez, să văd dacă... Acum, dacă încolo o să-l auziți pe fratisul lui Ceasul vorbit. Cu mine nu mai vorbi, gata, m-am supărat. Nu-i supărat, te rog frumos. Ok, băieți, hai că l-am luat pe ăsta. Tu, că tu văd că ești mai cu mintea, vreau să discut și eu ceva cu tine, te rog eu frumos. Dai de aici, hai spre secție. Imediat, imediat. E spus. Îți dau absolut toți banii pe care îi mai am la mine, 48.784. Yeah. Vreau să-mi fac și mie din sentință, te rog eu. Se scad. Domnul polițist, mă auziți? Da, da, stai, dacă e cineva spate. Fiți atenți. O să mă ocup de tine. Așa, așa, te ocup tu. Așa. Și eu... Te-ai dat cătușile jos. Așa. Deci. O să fie toată treaba frumoasă. Dai banii pe care i-ai. Nu i-am pe toți, uite, îți dau atâta momentan. Nu contează, dă-i acolo cât ai. Atât am. Te-am dat cătușile jos? Da. Ok, las că e bun și ăștia, fie acum, spun că tu și înapoi, e ca așa. Eu o să plec, nu o să mă vezi, de mine nu o să auzi nimic, te rog, lasă-mă pe un câmp în dreapta. Da, zic că ai scăpat. Da, 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 îi spui că ai scăpat, mă dai în urmărire, general, așa. Te pup, frățior meu, 1000 de ani să trăiești. Stai, zic, am elicopter, stai, zic. Ai văzut că și eu am fost cu minte, n-am omorât cu static, n-am tras în voi, adică să fim băieți așa toți, la cap. Te pup, te pup. Dai, las. Am elicopter în spate. Unde că nu-l văd? De nu-l văd. Mai e? Ai cătușile? N-am, fug. Hai, dă-o, hai, baftă, hai grijă. Te pup, fugi. Și fii atent, intră pe Discord, te ajungă. Fie ce fac la băieți. A, dar măcar nu-i nimeni pe Discord. Hai că am înțeles. L-am eliberat, lasă-mă, să putea așa unde vreau. Ce e vreun, frate? Așa e vorba lui, n-am murit-o static, a fost beat cu noi. E, n-am chiar să fac raport și cu astea. Bă, băi, s-am luat mită, mă, băi, am luat mită. Oleoleoleo. Chiar că România e real life, mă, frate, chiar că e real life în România. Când fac poliția, iau mită. Nu am cusut cu 20.000 acolo, ce nu stai bine în buzunar, 20.000. Ia auto la ea.
Hai să luăm pe asta cu tirul. De rău, mă, rămâi pe loc, rămâi pe loc. Rămâi pe loc. Bună ziua, tataie. Să trăiți. Dați-mi voie să mă prezint. Stați puțin, cer scuze, cer scuze că m-am întrerupt, domnul polițist. Spune repede. Colegul acesta a vrut să oprească pentru că a vrut să ajute pe un, pe un prieten de-a lui, că sunt de la Smur și a fost un prieten de-a lui și a vrut să-l ia. Vă rog frumos să-i dați amendă. Nu mă interesează, fac treaba, ai. Domnul, dacă se poate, vă rog frumos. Nu, domnule, fac treaba. Ok, domnul. Atunci, îmi pare rău, îmi pare rău că o să-ți ia amendă. Hai. Sunt agentul Vortex Arabu de la Poliția Los Santos. Vreau facem un mic control. Da, domnul, nicio problemă. Da. Prima oară aș dori și eu un buletin, dacă se poate. Da, nicio problemă. Să văd cu cine pot vorbi. Domnul Marian Alex, 39 de ani. Da, domnul. Domnul Marian, spuneți că vă cheamă. Da, domnul. Eu nu v-am oprit în scopul să vă dau amendă. V-am oprit pentru a face un mic control. A, n-am nicio probleme, domn, e pe... Așa, hai să ne uităm frumos dacă avem și o asigurare. Asigurarea pentru tir nu am, pentru că mi-a dat ăsta, firma cu care lucrez pentru. Da, știi, să ai asigurarea la el? Într-o pedo să ții. Nu mi-a dat-o, astăzi am început. Ia să uităm licența. Deci nici licență n-aveți, e luată. Ok, ce să vă dau o mică amendă. Ia să uite repede câte amendă, conduce fără permis. E, olo, trebuie să vină să-i dau pușcărie. Pușcărie. Domnul, știți ce înseamnă asta să conduceți fără permis? Cred că știu deja, domnul. Ia uite mă, chiar acum, el crede că se joacă cu mine, mă, crede că se joacă cu mine. Stai. Imediat, băieți, imediat. Unde e, mă, chat-ul? Staff chat, Sunt ok, domnul, am... Regulament admin, da? Auziți? Deadmatch este cât costă? Cât e deadmatch? Eu să știu că cât costă. 20 de minute, da? Alo, cheamă și tu, medicul. Acum, domnul, acum, Aoleu, mi-a rupt capul. Am chemat acum medicul, domnul. Domnul polițist, ați pățit ceva? Aoleu. Sună ambulanță? Imediat, stați puțin. Dar vine ambulanța acum. Domnul, cine, colegul dumneavoastră e mort în spate. Cineva a venit și a atacat, domnul. Domnul medic, vă rog frumos, l-a atacat tiristul. Nu tiristul. A venit doi după motor, au coborât și au dat cu pumnii mine. N-am făcut nimic, domnul. Vrei să-mi spui că e ceva fair roleplay sau ca să știm ca să... Ia zi, domnul, unde sunteți lovit? Am dat admin jail. Nu. Domnul, unde sunteți lovit? Domnul polițist. La cap, mi-a dat cu pumnii. Hai, domnul, cu tirul, încearcă să... Uite acolo, uite dintele meu acolo. Sunteți liber, domnul cu tirul. O să merg eu în fața ta să tragi din prima parcare. O să mergi după mine, dar mergi în spate. Da, domnul. Mamă, stai să-mi iau dinții după jos, stai. Aoleu. Sunteți ok, domnul? Dinții, bă. Domnul, vă ajut să vă luați dinții dacă e nevoie. Gata. Bă, băi, Caterina. Pare rău că n-am putut să vin mai repede, am avut un caz înainte noastră. Nu-i nimic. Ok, aveți nevoie de un paracetamol, ceva, un bandaj, un... Domnul polițist, vă duc undeva? Nu, circulați, vă rog frumos. Ah, ok. Ce a zice, ce vreți? Te vreți un ceva, un... Da, vreau ca să vă faceți mașina roșie.
Da, domnul, asta vreau să fac și eu, dar nu am găsit un de ăsta. Da, bine. Sunt Uber, domnule, dacă aveți nevoie, vă duc gratis. Dacă mulțumesc, domnul medic. Domnul medic, veniți-vă puțin. Da. Imediat, domnul cu Dacia, imediat stai acolo. Ziceți. Vă mulțumesc, domnul, nu era nevoie. Domnul Uber. Da, domnul. Vreau și până la secție, vă rog frumos. Până la secție? Imediat, domnul. Aoleu, domnul, orașul ăsta e plin de vagabondi. Da, domnule, m-a luat poliția cu... Acu două ori am scăpat și eu, că am fost cu colegul smurd de acolo, la Mâncea. Și m-a învățat și pe mine meserie, că o să fiu viitor smurd. Da, și da, m-a da. Luat de acolo și era scăpajă la... Scărie, domnule. Da, am înțeles. Ce să faci? Nu e problemă. Haide, aici e ok. Mulțumesc frumos. Centura asta, am uitat de ea. Aulo! Ia să vedem, băi, de cât timp filmăm. Ia. Filmăm de 16 minute. Nu, polițist. Da, spune. Nu, polițist. Spune, vă rog. Doamne, am și eu nevoie de niște armuri. M-au zis că voi le luați pe gratis. Da, puteți să luați de acolo, dacă aveți de la noi. De unde? Ia asta să vedem, de unde luăm și noi, că nici eu nu știu, să vedem acum. Bă, băieți, bă. Sper că v-a plăcut acest roleplay. Când am luat mită și am dat drumul la acel individ. Unul acolo că m-a oprit cu tirul. Și încă o dată acela care m-a omorât, bine, n-a fost mai mult roleplay, a fost mai mult fel roleplay, ca stricat la roleplay. Și de aceea vreau să vă mulțumesc dacă v-ați uitat până aici de like-urile acordate și că v-ați uitat la acest episod, pentru mine înseamnă foarte, foarte mult, chiar dacă nu dați like și... Nu de aici. Vă uitați la acest episod, înseamnă ceva pentru mine. Doamne, că știu eu, veniți după mine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, băieți, și ne revedem la viitoare la aceeași oră cu un nou episod de 5M. V-am pupat. Aveți link-ul în descriere la Aulu. Uite așa, mă scuzați. Aveți link-ul în descriere la joc, la server. Aveți server de TeamSpeak, absolut tot ce aparține de OneTap, compania OneTap, aveți în descriere. Ne revedem data viitoare. Că vă stăm pe loc.